Am un frate care joacă în Liga 2 la Focșani, duminica au meci. Du la meci, ei susțin ambele echipe. Adică susțin pe el și echipa din Bacău. Silviu Rotaru a trecut și el pentru puțin timp pe la echipa băcăoană, dar a ales să pună mai mult accent pe școală. Ulterior, probabil împins și de reușitele fratelui mai mare, Silviu a revenit la Semicerc. Au fost într-adevăr ceva discuții la un moment dat și chiar a jucat un an aici, nu știu dacă știi. Nu știu. Chiar a avut și o accidentare mai nefericită. Apoi a ales școala, cum s-a zis mai devreme, apoi s-a răzgândit și acum încearcă să revină. Da. Pe ce poți joacă? E pivot? Ca și mine, nu. Coordonator? Coordonator sau extrem. Cum ar fi concurența la Știința Municipală de Deman între frații Rotaru, pe postul de coordonator, nu? Da, ar suna bine, dar e departe. Nu prea ar suna bine. Nu prea ar fi corect, nu? De ce? N-ar fi corect, pentru mama și pentru tata nu ar fi corect. Că s-ar supăra ei, asta e de familie, dar zic așa că are și el o valoare, dacă nu l-auzi, dar mai are de lucrat, de muncit. Din când în când, fratele mai mare îi dă sfaturi celui mai mic. Mai vorbim la modul de, să zic așa, cu moralul, mai ajut cu un sfat, două, trei. Știm cu toții că Liga 2 se practică un handbal mai brutal, dacă pot să-i spun așa. Corect, și corect. Mai după cunoștințe, nu? Îi mai spun să aibă grijă de el. Cam da. Atâta, nu prea ne consultăm așa la execuție. Are și el tare. Ar accepta sfatul? Sau acceptă sfaturile tale? Da, sau e... da. Are o personalitate mai... Am mai fost la meci, așa, în spirit de glumă, i-a mai aruncat câte o pastilă sau câte o, nu știu, indicație și a înțeles. Duelul dintre Știința 2 Municipal de Deman Bacău și CSM Focșani se va disputa duminică de la ora 12 la Sala Sporturilor din Bacău.